Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi, de 1 mai, muncim, se vede foarte clar treaba asta și să știți că ne bucură, însă sunt oameni care se întreabă, domne, cum facem profit de 1 mai? Că e muncitoresc, că stăm acasă, că e liber pentru toată lumea sau pentru 2-3 persoane? E bine, e musai să facem ceva cu viața noastră. Un singur invitat alături de mine, vorba de Cătălin Marin. Cătălin, bine vii în emisiune. Salutare, domnule. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și încă mă gândesc cum fac eu profit în momentul ăsta. Dar până la gândirea atât de importantă trebuie să-mi spui 2-3 cuvinte despre tine, o prezentare, să știm cu cine avem onoarea. Sunt Cătălin Marin și sunt în primul rând programator. Și ne-ai speriat deja. Da, bine, am constatat că sunt mai mult cunoscut ca scriitor, deși am publicat o singură carte, dar totuși sunt programator. De ai publicat o carte care are legătură cu programarea? Nu, nu are nicio legătură cu programarea, că lumea se miră în general. Dar ce cărți scrii? Ficțiune? Toată lumea bunește că scriu ceva tutoriale sau treburi de-astea. Nu. O fază foarte interesantă care mi s-a întâmplat la un moment dat într-o discuție cu o fată, m-a văzut foarte agitat. Eram foarte ocupat, discutam despre un proiect și m-a întrebat dacă mai fac și altceva în afara proiectului la care lucrez. Și am spus, da, scriu. Păi zice, nu software, dar ce scrii? Beletristică. Da, sunt compatibile cele două? Matematica face ca totul să fie compatibil. Eu nu mă pot numi matematician, dar mă consider în sufletul meu om de matematici. Bun, dacă ai fi un olimpic la matematică, probabil că nu te-ai pricepe foarte bine la vorbe sau ar trebui să ai un exercițiu extraordinar în spate care să impresioneze pe cei de acasă. Ce înseamnă pentru tine profit? La ce te gândești în momentul în care zic profit pe post? Hai să o formulăm așa puțin matematic. Asta este o întrebare pe care de obicei eu o pun oamenilor atunci când mi se pare că folosesc niște termeni pe care i-au luat din jur fără să înțeleagă foarte clar. Profit, din punctul meu de vedere, ar însemna un rezultat, un surplus rezultat în urma consumului de resurse. Da? Corect. Acum, în funcție de fiecare cadru, dar în afaceri, da, resursele înseamnă fundamental bani. Da? Băgăm bani, scoatem tot bani sau altceva. Cea mai complicată e profitabilitatea cu timpul. Timpul este o resursă pe care o consumi fie că îți convine, fie că nu, fie că vrei, fie că nu. Din păcate, mai mult timp decât investim, nu prea avem cum să scoatem, cum e atunci când vine vorba de bani. Și de asta, în felul ăsta aș argumenta eu că timpul este o resursă prețioasă pentru că nu este multiplicabilă. Plus de asta, timpul nu stă în loc și dacă nu-l avem în vedere și stăm degeaba, s-ar putea să treacă pe lângă noi să nu avem profit. Spune ceva de consum și că întotdeauna există un egal între consum de resurse și profit. Eu aș vrea să te contrazic, să spun că sunt mulți oameni care zic, domnule, de mâine încolo sau chiar de astăzi vreau să investesc, am un super proiect. Însă s-ar putea ca după 2, 3, 4, 5 luni să existe o oarecare analiză și omul să zică, păi știți, se pare că suntem pe minus. Ce facem? Mai vorbim despre profit sau despre zona de stagnare, ba chiar de eșec? Aici e un soi de bun simț al ambiției, ca să spun așa. Dacă ai prea multă ambiție, poți să ajungi în porumb. Discutam de curând cu un prieten economist despre principiul de fail quickly. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că îmi fac un plan concret, pe un termen mediu, mă apuc, investesc și dacă lucrurile nu se încadrează suficient de rapid într-un ritm profitabil, renunț în momentul ăla și mai bine pornesc altceva. Aici, că tot ai adus vorba de eșec, mi se pare că e marea problemă la noi, în zona asta balcanică sau poate chiar europeană. Faptul că la noi eșecul e o treabă definitivă. În America nu e așa. În America ai dat-o în bară, ce rău îmi pare, mai departe ce faci? Care e următorul business de care te apuci? La noi se spune, nu te apuca pentru că ai să o dai în bară. Când mi-am înființat firma la vreo 23 de ani, am vrut să fac software de business. Lucram de vreun an și ceva în domeniu și am vrut să fac software de business. M-am gândit eu că este mult mai practic să intru cu site-urile, că asta era mai comercial, oamenii înțelegeau mai bine și așa să-mi formez clienții în zona de business și după aceea să intru încet încet și cu soluții software.
lucrurile erau destul de neclare pe atunci. Lumea avea niște accesuri, niște Excel-uri cel mult, dar și în ziua de azi, dinamicul principal al soluțiilor de astea de nivel mic și mediu este tot Excel-ul, adică ăla e primul pe care îl înlocuiești, da, cu care te bați. E, toată lumea spunea că n-am nicio șansă. Eu spuneam că, uite, vreau să fac, să vând soluții online dezvoltate web. Nu prea înțelegea nimeni cum stă treaba asta. Eu vreau să le ofer și ca software să service, deși nu auzisem de termenul ăsta. Vreau să le hostez undeva. Da? Și de acolo oamenii să le poată accesa, să lucreze cu ele. Le spuneam, ei, uite, poți să intri și de la birou și de acasă, vezi ce-ți fac angajați, o aplicație de pontaj, una alta, ce ai tu nevoie acolo. Și prin 2007 am întâmpinat o reticență enormă la treaba asta, pentru că oamenii erau paranoizați de niște hackeri care trăiesc pe mansardă și pe care îi văd ei la televizor. În România nu sunt hackeri. Niște băieți care fac menuri pe internet nu sunt hackeri. Sunt doar niște, sunt ca aștia, ca hoții de buzunare. Hoțul de buzunare e așa, nu e un soi de mafiot. Nu are nicio artă acolo. E doar îl vezi în stație cum își încălzește de ăștia așa și te prinzi. Dar noi nu, în România nu avem hacker. Rușii au hacker. Chinezii au hacker. Noi nu prea. Să avem prieteni ruși. Asta dar chestia asta a dăunat foarte, foarte mult într-o perioadă și business-ului de e-commerce, pentru că a trebuit să treacă o perioadă până când oamenii să aibă într-adevăr curaj să facă plata cu cardul. Încă avem oameni care au cardul de cumpărături separat de cel pe care le intre banii și își bagă bani de pe un card pe altul și pe ăla să nu intre hackerii de la rând cu vulcea. E o paranoia la mijloc sau care e faza? În primul rând e o problemă din media, cum e prezentată treaba asta. Și pe mine, adică la nivel de larg consum, nu e de înțeles. Dar când eu lucram cu oameni de business, da, oameni care aveau afaceri, care erau cât de cât implicați în anumite zone, aveau altă viziune asupra lucrurilor, să te izbești de bariera asta de a vinde software să service pentru simplu fapt că omul ăla crede că cineva va intra peste documentele lui și o să-i le ia și o să piardă sau mai știu eu ce, și preferau să le instaleze aplicațiile web pe cât un calculator din sediul lor. Lucru foarte interesant pe vremea aia, care acum nu prea n-ai să mai întâlnești, faptul că oamenii mă întrebau, și pe calculatorul ăsta nu instalăm? Zic, nu. Uite, instalăm doar aici și după aia intrăm prin, deschidem un browser, apelăm adresa ăstuia și uite, minunat, avem aplicația și e instalată într-un singur loc. E ca un site. Nu este un site, este o aplicație. Site-ul ăla de ți l-am făcut să ți-l vadă clienții. Asta e o aplicație. Sunt multe lucruri simpatice pe care le-am experimentat lucrând prin 2006-2007. Zim despre un joc mai periculos pe care l-ai experimentat. Ai dat-o în bară și ai reînceput, pentru că ai spus că, domne, românul e învățat să se oprească la eșec. Hai să vedem, de ce e învățat să se oprească la eșec și ce facem după? Ca să dăm de profit încă o dată. Partea de eșec. Cred că e o teamă inexplicabilă. Românul nu-și prea știe ce e eșecul, pentru că nu se prea apucă de nimic, prin urmare n-are cu ce să o dea în bară. Teama de necunoscut este cea mai mare dintre toate. Și atunci... Și stăm în zona de confort? Nu e, am o problemă cu termenul ăsta, o să o discutăm imediat. Abia aștept. Da. În cazul meu am dat-o în bară câteva proiecte. Am avut unul foarte simpatic, foarte frumos, pentru o companie de jocuri germană, pe care l-am dus până aproape de capăt, dar nu am reușit să mă țin în termeni. Mi-am luat profitul. Deci de banii am luat de acolo, dar mi-a părut rău pentru că nu am mai văzut, jocul nu a ajuns să mai publice. A fost dat afară project managerul lor și jocul meu nu a ajuns să mai publice. Și era chiar un joc. Un joc pentru o mare companie germană, de cea mai mare companie de jocuri online din Europa, pe care i-am agățat cu un mail. Am văzut niște jocuri tale lor, am scris un mare mail în care am spus că eu scriu, fac software și că aș vrea să lucrez cu ei și să-mi deschid la orice provocare din partea lor. Și aveau ei acolo un joc cu un vampir, cu vârcolaci și mi-a trimis directorul general. Mi-a zis, uite, poți face tu un joc ca ăsta? Da, cât ia? O lună. Mi-a la vreo două. Cu tot cu alte lucruri la care mă gândesem inițial. Adică chestii adiacente. Un forum, partea de comunitate și alte chestii mai multe de natură administrativă a jocului. Din punctul meu de vedere am dat-o în bară. Pentru că scopul meu final era acela de a vedea jocul pe internet. Nu l-am văzut. Dar a fost frumos pentru că eu le-am trimis tot, le-am propus și variantele de concurenți și variantele de algoritmi și toată partea. Deci tot ce au primit de la mine, asta m-a mulțumit foarte mult profesional.
dar ca în final am dat-o în bară. Asta e. Următorul. Am mai picat un proiect cu o companie românească. Un proiect care am știut de la început că nu este profitabil din punct de vedere financiar, dar era prea frumos. Adică nu m-a lăsat inima să nu-l iau. Era atâta matematică acolo, atâtea calcule, era la urmă o provocare pentru tine. Și să spui nu însemna de fapt să ai un și mai mare eșec undeva în interiorul tău. Iar vreau să-mi spui, da, să fie oarecum mai pe scurt. Suntem foarte tehnici în emisiunea de astăzi. Right. Dacă omul zice că, domne, nu mai am chef nici de grătar, nu mai am chef nici de mic, nici de bere, e o problemă generală. Eșecul, eu l-am înțeles. De fiecare dată când l-am testat. Problema este că oamenii, atunci când vorbesc de eșec, vorbesc de cel puțin un angajator, nu vorbesc de zona de business, ci vorbesc de zona de masă, acolo unde oamenii activează, precum furnicuțele, și astăzi, și mâine, și poimâine, de două ori pe lună cel mult, cu salariu în mână, bucuroși că au făcut încă ceva. Asta e zona de interes pe care cred că e bine să o abordăm, pentru că dacă suntem un pic mult prea sus, s-ar putea ca oamenii să nu înțeleagă sau să înțeleagă prea puțin din ceea ce ei își doresc. Da, bine, vezi, eu nu prea văd diferențele astea de sus-jos, dar de unde am pornit și am luat-o dacă un pic pe arătură. Dacă ai un carb și faci un extras de con și vezi că e pe zero, există o balanță. Dacă ai 2, 3, 5 mii de euro pe card, îți spun că balansul există. Nu știu, așa-l văd eu. Da, poate nu de vedere. Mă referam la mai sus, mai sus, mai jos. De unde pornisem inițial era faptul că eu la 23 de ani am vrut să fac un business și toată lumea spunea că n-are sens și că n-are rost și că nu o să ias. Întâmplător, anul ăsta mi-am trecut firma pe inactivitate pentru că am trecut pe alt statut de lucru, dar are totuși 7 ani. Da? Sunt niște lucruri. N-a avut cea mai mare profitabilitate, dar a fost tot timpul pe plus. Toată lumea de care îmi povestești tu mie acum știe despre actualul tău status? Nu știu, nu m-am întrebat vreodată, cred. Dar e, ar fi păcat, adică oamenii care altfel. Te opresc, oamenii care te trag de mânecă și spun, măi, stai în loc, că nu e de tine, mâine, poi mâine, să învețe ceva de la tine. Poate să-i motivezi. Nu e vorba de... Aici vreau să ajung. Care e ideea? Eu stau acum să mă gândesc. Hai să zicem că am arătat tot timpul mai în vârstă decât sunt. Dar eu acum să văd un puș de 22-23 de ani, că bine și are o propunere de business. Bă, uite, vreau să fac covrigi împletiți în patru carouri. Nu da prea multe idei. Da, misiune, vreau că nu se știe covrigi împletiți în ca trefla de la cărți. Na. Și așa. S-a gândit el că a făcut el analiză, s-a uitat pe internet și crede că ăștia s-ar vinde brici. Mai pune și el un pic de sare, are rețetă secretă de la Măsa Mare. E, ăla dacă vine la mine acum, da, eu cu ce pot să îl susțin, cel măcar cu încurajare. Și asta e un lucru pe care iar l-am observat în diferența între abordarea europeană și abordarea americană. Inițial tindeam să izolez, cred că e o chestie mai balcanică, dar este europeană abordarea asta de anul negativistă. N-are rost. Nu. Da, de ce? Hai să lasă-i pe alții. La americani, în schimb, orice vrei să faci. Asta zic, vrei să vinzi covrigi treflă. Wow, minunat, cu ce pot să te ajut? Uite, băiatul ăsta, uite ce covrigi face. Băi, ai văzut ce... asta este atitudinea americană. Că lucrând cu clienți de acolo, români plecați acolo și trăiți ani de zile sau direct americani sau și europeni, atitudinea americană pentru mine e fascinantă, pentru că e tot timpul încurajatoare. Aveam la un moment dat ce se pare ăsta atât de minunat ca ce am făcut eu aici. Zic, da, mulțumesc, dar nu e cine știe ce. Acolo e o altă mentalitate a mulțumirii, a ideii. De a susține pe cineva. Și când spui asta, nu e vorba de nimic superficial. Nu. Mă gândesc că rămâi un pic mai direct și spune, domne, nu te entuziasma prea tare, că ce? Nu mirosa bine. Dacă dai în bară, te de satul. La oraș te știe mai puțină lume. Și nu prea mai contează dacă o dai în bară. Poți să te duci la tine în seara. Eu cred că ar trebui să existe foarte multe tutoriale pe internet vis-a-vis de cum să o dai cât mai bine în bară și cum să te ridici. Fail quickly, asta mi se pare bun. Principiul ăsta de fail quickly, pentru că e foarte important să-ți dai seama când e cazul să împuși calul. Bă, nene, calul, uite, săracul e pe moarte. Te împrumuți odată la bancă de două, dar pe urmă... Da, la un moment dat, băi, gata, că se chinuie, știi, că trebuie să-l oprești, îți iei altul, mergi mai departe. Astea sunt lucruri pe care oricum le dobândești decât din experiență, nu din
să spun eu, stăm, ne uităm pe internet la toate clipurile, la toate tutorialele, mergem pe la toate discursurile motivaționale preluate de la americani. Altă chestie de care vreau să vorbesc apropo de preluarea asta de la americani. Mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu contactat de o firmă sau alta. Bună ziua, suntem o companie germană, cam vreo, erau două sau trei germane și una franceză, a fost ceva de genul ăsta. Vrem să angajăm un birou, să deschidem un birou în dezvoltare software în România și avem nevoie de un team leader, sunteți interesat? Nu știu, hai să vedem despre ce e vorba. Suntem o companie germană care preia site-uri de succes din America și le replică în Europa. Una, două, trei, total diferite. Am înțeles eu pe ce principiu se funcționează și am mai discutat și cu alți oameni. Europenii nu fac absolut nimic. Ei se uită la America, acolo sunt oamenii care chiar acționează, care chiar fac ceva. Și încearcă, pierde, investesc, se apucă, dând 50.000 de afaceri, câte să-ți bate aia, să dezvolte, să realizeze, 10 ies în față. Europeanul stă așa și zice, hai să face și noi ce-au făcut ăștia 10. Dar aici nu, deci evoluția nu va pleca niciodată. Totul va veni de acolo din vest. Mereu vom fi în urma lor, tocmai din cauza acestei abordări care sunt convins că nu e doar în domeniul software-ului. În domeniul software-ului cred că există pentru că e dinamica mult mai mare față de alte domenii. Dar în zona asta de lume, totul e așa, să vedem ce fac alții, să așteptăm să ne dea Dumnezeu. Bine, întrebarea e până când? Până când se mai întâmplă să facem un copy-paste? Uite, eu aici la capitolul ăsta am mare încredere în România. Mie mi se pare că suntem țara cu cel mai mare potențial capitalist în toată Europa asta. Pentru că avem o atitudine mult mai deschisă. Inclusiv înclinația noastră spre improvizație. Citeam în Psihologia poporului român al lui Constantin Rodulescu Motru despre contrastul dintre conservatorismul românesc și totuși inclinația spre improvizație. Am găsit acolo niște lucruri, cum că și la 1946, bine, bazează cartea pe un studiu între 30 și 46 când a publicat-o. Și atunci românii vreau să fie ca în vest. Și atunci se băteau pe munca de la birou, doar că nu era la corporație, era la stat. Adică principiile erau cam aceleași. Improvizația, el reproșa exact chestia asta de improvizat, că în sensul că e făcută prost. Oamenii văd ce se întâmplă în vest și practic imită sau cârpesc din necunoștință. Pe de altă parte, eu am reușit să lucrez și cu alte popoare din Europa care nu mi-au fost tocmai simpatice din punctul ăsta de vedere, datorită unei mari diferențe culturale între noi și ei. Și eram în țara respectivă, după o discuție foarte aprinsă, și la un moment dat îi spun directoare, zic, mi-am dat seama, noi îi livram software. Și cred că am înțeles care e marea diferență culturală între noi și voi. La noi în România, softul este o extensie a omului. La voi aici, omul este o extensie a softului. Ea a zâmbit și a zis da. Și eu am zis nu, se poate așa ceva, e clar. Alt eșec, de exemplu, da? În final. E vorba de faptul că noi avem o mentalitate mult mai deschisă. Citeam iară o treabă foarte interesantă, cum că mentalitatea de antreprenor este foarte apropiată de mentalitatea de delinvent. Doar, da, e vorba de dispoziția de a trece peste reguli și norme. Doar că în timp ce delinventul face rău, antreprenorul face bine. Dar pentru a ieși din rând și a face ceva cu tine, e necesar să ai această dispoziție de a ieși din rând. Eu, din ce am observat, și cred eu că noi avem o capacitate deosebită de a ieși din rând față poate de mulți europeni. Ca antreprenori sau delinvenți? Din toate punctele de vedere. Doar că deocamdată am ieșit, suntem mai vestiți ca delinvenți, să zicem. Dar putem să întoarcem treaba asta. Poate nu am fost suficient de educați. Poate nu ni s-a spus ce putem să facem cu potențialul nostru. Sau ni s-au pus niște bețe în roate și atunci când noi am zis, domnule, cred în visul ăsta până la capăt, de fapt s-a dus către străinătate și nu s-a dus către un birou, ci către dat cu mătura, către servit niște oameni sau și mai rău, către tăiat buzunare. Asta e rău, aia nu e rău. Adică, iară o treabă simpatică pe la noi. Unul care nu face nimic și ia bani este foarte apreciat, în timp ce unul care muncește pe bani e văzut ca fiind mai fraier. La noi este mai mult respectul pentru bani decât respectul pentru muncă. Eu nu văd lucrurile așa. La mine nu... Tu ce faci? Tu ce faci? Știi? Trebuie să faci și tu ceva între noi.
pentru că beneficiezi de existența noastră și până la urmă, simplu fapt că mergi pe o șosea, simplu fapt că locuiești într-o clădire, simplu fapt că nu vine altă nație peste tine aici să te dea la o parte să-și facă ea ce vrea ea. Astea sunt beneficiezi de niște lucruri pentru care alții au muncit. Nu sunt nici pe departe adeptul bravadei ăsteia. Bă, știi cât de puțin muncesc eu de bani ăștia? Sau eu nu fac nimic de bani ăștia? Sunt unii oameni care îți dau mari cu treaba asta. Mi se pare o rușine. Adică, bani, după ce ai trecut doar, nu știu, 20 ceva, dar ok, ți-ai terminat facultatea, ce faci? Trebuie să faci ceva. E datoria fiecăruia să contribuie la... Ce te faci atunci când, să spunem că ești în imposibilitatea de a mai face ceva? Spuneai de omul care termină o facultate, pentru că probabil și-a propus ceva mai mult de la viață, după care, fiar, trebuie să-ți închipui 2, 3 uși, 4, 5, câte vrei, ca fi niște șanse, sunt cam toate închise, dar tot insiști și nu-ți deschide nimeni, nu te bagă nimeni în seamă, mai vine cineva și spune, păi știți că nu sunteți pe alea corespunzătoare, trebuie să mergeți către, nu știu, zona de periferie, începe și asta, de unde a început toată lumea. Și omul începe, să spunem, un hipermarket, un magazin de proximitate și omul stă acolo, ce uite că am primit banii. Am primit banii și luna asta și luna viitoare. Și apropo de zona de confort, mi se pare că aici intervine, iar acel început pentru partea de investiție, pentru partea de business, efectiv se șterge cu buretele, pentru că omul se obișnuiește cu puțin, la timp, pentru habar n-am ce, pentru întâi mai muncitoresc, pentru micul cel de toate zilele, că e weekendul ceva mai lung. Știu ce vrei, adică înțeleg ce vrei tu să spui, dar uite să dau un exemplu. Foarte puțini oameni știu că eu m-am apucat de informatică pentru că era cel mai simplu lucru pe care știam să-l fac. Mi se pare că e o urmă de modestie aici. Nu, este chiar aroganță. Era cel mai simplu lucru pe care știam să-l fac. Cel mai simplu și complicat în același timp pentru ceilalți. Pentru alții, probabil. La mine era cel mai simplu. Tare că unul tine adică simplu. Eu am făcut informatică pentru a-mi construi o zonă de confort. Oamenii fac informatica pentru că este și ea materie în partea de sistem educațional. Informatica nu, am făcut-o că mi-a plăcut. Adică stăteam și când lucram în bar. Aveam un profesor de laborator, un seminarist sau un laborant, care îmi dădea niște... A zis că, pe tine nu te mai simt pe aici, că tu știi toate lucrurile astea, cine predaie la OP. Dar uite, dacă vrei să înveți, îți dau niște probleme mai interesante. Și încerci tu, le rezolvi, nu o să le rezolvi. Dar măcar îți bați capul cu ele și peste o săptămână, două și le discutăm. Eu asta făceam, mă duceam pe la școală. Dar eram în top 5, într-adevăr. Lucram în bar, lucram. Când aveam calculator acasă, mă duceam pe la facultate la... Când un calculator să mai aplic ce încercam. Dar lucram în bar, eram debarasator. Din când în când îmi luam foaia, îmi făceam calculele. Mai bine lumea să uită la mine foaie. Asta zic, că făceam ceva. Și am făcut treaba asta pentru că mi-a plăcut inclusiv munca de bar. Câți dintre tinerii din România crezi tu că în momentul de față mai fac așa ceva? Mai au încă o latură pe care din când în când o explorează, care s-ar putea ca mâine poi mine să le devină meserie și chiar plăcere absolută? Am întâlnit destul de puțini oameni pasionați care să și ajungă pe zona lor de pasiune să activeze. Eu aici cred că, într-un fel, greșesc părinții, pentru că îi forțează. Deși am văzut copii care spun, mie mama mi-a spus să fac automatica, de ce m-am luat după mama? Și alții care spun, mie mama nu mi-a zis ce facultate să fac și am făcut o facultate de 2 bani. Adică dacă e să dăm vina pe părinți, ajunge până la Adam și Eva, la păcatul originar. Și nici ea nu-i dă vina, nici mama care m-a făcut. Mama ei e de vină. Hai și să dăm așa. Totuși pe cineva vina. Da. Eu cred că e important asumarea asta. Să zici, bă, eu ăsta sunt de aici până aici. Să-ți accepti limitele. Poate că... Iar trebuie să te întristezi. Să știi că limitele astea de care tu îmi vorbești mie, da? Nu sunt cunoscute de tine. Păi bineînțeles că nu sunt cunoscute dacă nu faci nimic și stai acasă. Se duc 7 ore la școală, au meditații. Mie nu mi-a plăcut școala. Olimpiadă. Cum? Mie nu mi-a plăcut școala. Nu, nu sunt așa. Un analfabet, dar mie nu mi-a plăcut școala. Nu se vede, asta și spun de ce? Asta nu înseamnă că n-am învățat. E o mare diferență între școală și învățătură. Dar nu cred că spună revelație nimănui. Nu, dar e bine din când în când să mai faci un refresh, să mai aduci 2-3 update-uri. La școală, pentru mine școala a însemnat o chestie obligatorie care s-a întâmplat 12 ani de zile între niște ore imposibile. Nu. Ideea de a sta în bancă, de a mă uita la ăla. Plus că eu, fiind un om interesat de ce se întâmplă acolo, eu îmi luam manualele la începutul vacanței, le cam citeam pe toate, oricum citeam o grămadă pe lângă și era plictisitor.
Și după primul trimestru deja eram plictis de tot ce e acolo. Și mi se lua. Plus că și mie îmi plăcea și fotbalul și alergatul. Eu am crescut la Sinaia. E frumos. În pădure, bă, așa, e altceva, altă viață. Nu prea-ți vine să stai macunasul în lucrurile alea. Dar pe de altă parte îmi luam cărțile cu mine, mă suiam în copac și citeam. Da. Încurci niște lucruri acolo. Pentru mine școala a însemnat obligativitate. M-am simțit ca într-un lagăr de concentrare. Simplul fapt că știam că nu pot să plec de acolo, că n-am cum. Și că dacă nu termin, nu mă primesc ăștia în societatea de consum. În momentul în care am ieșit de acolo, gata. Bine, pe de altă parte, nici n-am fost suficient de tenace încât să fac 2 ani într-unul. Adică mi-a plăcut viața. Da? Exista și posibilitatea asta. Mi s-a părut interesantă ideea de a termina școala la 16 ani. Dar efortul necesar nu l-aș fi depus. Parcă trebuia să fie un profit constant. Da, adică la mine viața se trăiește cu ziua. Da, dimineața, la ora cu tare, la ora cu tare, ne gândim ce urmează să facem restul zilei, între ora cu tare și ora cu tare muncim. Asta în clasicul luni-vineri. Seara te întâlnești cu un prieten sau cineva, după care ajungi acasă, uneori scriu, de exemplu seara, nu scriu niciodată dimineața. Uneori după amiază. Nu e cafea. Nu e ordine. Nu e ordinea mea acolo. De exemplu, software-ul cel mai bun îl fac între ora 12 și 6 seara. Eu nu dimineața îmi planific. Îmi gândesc lucrurile pe hârtie și între 12 și 6 lucrez. Software. Rar ori nu mai vine cu un gărgău, ne mai scriu un articol care mă întrerupe din raționamentul meu. Acolo și trebuie să mi-l iau de pe suflet. Dar e o ordine. Bine, și asta se formează. Nu avem la 20 de ani. Mi se pare că e o regulă de viață pentru tine funcțională. E dobândită, nu impusă. E pentru la 20 de ani nu aveam. La 20 de ani nu aveam așa ceva. Ai vrut să te educi. Dar oare ajungem în zona care oarecum să ne reprezinte și pe partea umanistică? Mi se pare că ați planifica fiecare zi și cred că sunt unii care își planifică săptămânile de pe acum, în data de, la ora de, trebuie să consum o cafea, dar să nu aibă mai multe calorii. Da, eu sunt de stana. Pe mine cel puțin mă șochează, adică frate, până unde ajungem? Ok, succesul se pare că există, raportat și la ceea ce te interesează pe tine, jos pălăria. Dar dacă oarecum te deconectezi de toată aria asta, dacă... E o diferență între a trăi și a supraviețui. Absolut. Mi se pare că supraviețuiești cu bine, dar nu știu dacă trăiești. Și atunci, vorba aia, vreau să-mi spui mai mult decât scrii pe blog. Uite cum văd eu. Eu cred că reperele sunt importante. E important să ai un reper. Trebuie să știi ce vrei să faci peste 5 ani, trebuie să știi ce vrei să faci peste 10 ani. Eu, personal, am tot restul vieții mele planificat. Nu știu dacă o să-mi iasă. Unde s-a oprit? La ce an ți-ai oprit undeva planificarea? Undeva de la 70 încolo, whatever works. Cam așa, da? Adică ce și cu băncile ești bine aia? Și la 70 de ani? Nu îmi bat eu capul cu ei. Dar oricum, am niște repere pe care vreau să le ating. Dar așa cum ești la nivelul unei zile, eu știu că seara o să am de băut în seara să mă duc și beau un rom, dar beau în localul ăla, nu în localul în care beau de obicei. La prânz voi face altceva decât am făcut ieri, dar voi face ceva la ora cu tare. Între timp, având aceste reperele astea, de fapt îmi asigură mie posibilitatea de a mă detașa. Vreau să ne vezi după ele. Pauză. După pauză vreau să ne înveți și pe noi. Să ne înveți să ne planificăm măcar următoarea săptămână. Să ne planificăm o parte dintr-un proiect, dintr-un succes colectiv sau individual. Acum în funcție de fiecare. Pauză. E bine, am revenit, suntem și pe Facebook. Scrieți rapid, generația Regen. Puteți să scrieți și mai lent, da? Eu cred că deja aveți dexteritate în treaba asta și vă planificați fiecare lucru în parte. Gen, domne, aici dăm like, aici dăm share, aici comentăm, aici nu băgăm în seamă că nu e interesant. Cum? E interesant? E și mai bine atunci. Nu uităm nici de prahovatv.ro, cum se încarcă site-ul. Ceea ce vedeți la televizor, vedeți foarte rapid pe gadgeturile din dotare. Și nu o să vă vină să credeți, în emisiunea asta, în continuare, noi nu vorbim neapărat despre tehnologie, ci despre oameni care trebuie să comunice eficient, unii cu ceilalți. Bun, mai ții minte ce am promis înainte de pauză? Da, deși stau destul de slab cu memoria, am reținut. Ai niște notițe întotdeauna. De asta am atâtea notițe. Bun, sunt oameni, fii atent. Vreau să dau un exemplu ca să pornim de la el. Oameni care nu au un calendar pe Google sau dacă l-au, nu-l folosesc. Oameni care nu au un carnețel în care să-și noteze fiecare idee sau fiecare eveniment, fiecare lucru bun în viață.
sunt la fel mulți tineri, că despre asta e vorba în emisiune, care dacă îi întrebi pe la 17-18 ani, ce vrei să faci cu viața ta? Cam ce e în căpșor? Cum să-ți funcționeze lucrurile mai târziu? Vor zice... Cred că asta e cea mai detestată întrebare. De... Pentru că nu sunt pregătiți să răspundă. Hai să ne pregătim și pentru un răspuns în această direcție, dar să vedem și câteva idei, să le și auzim vis-a-vis de partea asta cu planificările. Eu îți mărturisesc că sunt de foarte multe ori contra. Parcă îmi place un pic de improvizație, îmi place și un pic de fundament, dar dacă sunt închis așa cu geamul de termopan, mă simt un pic izolat. Nu știu dacă ai văzut Legenda lui 1900. E despre un film făcut după o carte, despre un copil găsit de un fochist pe un vapor. Și copilul apare, era un soi de, era ca Mozart așa, și el cânta de mic la pian, doar îl găsesc ăștia cântând la pian. Și el toată viața a trăit pe vaporul ăla și a cântat la pian. Și s-a pus la un moment dat problema să se dea jos de pe vas, a coborât câteva trepte și a aruncat pălăria și până la urmă s-a întors. La un moment dat îi argumenta prietenului lui că lumea de pe pământ, el trăind toată viața numai pe mare, lumea de pe pământ îi se pare infinită. Iar pentru că pământul este infinit, el se simte limitat. Pe când în fața claviaturii de la pian, da, unde erau octavele alea și începea de aici, pianul se termina aici, acolo el era infinit. Apropo de improvizație, că de la improvizație mi-am adus cuvântul la improvizația de jazz. Eu așa văd lucrurile și în existență. Există niște limite și niște repere. Ni le putem impune singuri, dacă nu ni le impunem, o să ne izbim de ele. Și aici e important un echilibru. Până unde să întinzi coarda? Până unde să experimentezi? Până unde să-ți testezi limitele? Și la ce-ți folosește să stesezi anumite limite sau nu. Pe de altă parte, iar să rămâi în ceea ce oamenii numesc zonă de confort, pe care eu aș traduce o zonă de comoditate, nu de confort. Confortul e bun. Comoditatea e așa un soi de lâncezeală, cum e omul Leneș al lui Creangă, muie spoți magii. Aia e comoditate. Confortul e treaba aia pentru care trebuie să muncești, ca să o ai. Și în ceea ce privește treaba asta cu planurile, cu spontaneitatea, dacă eu la ora 9:30-10 îmi beau în fiecare zi o cafea și îmi fumez același tip de tutun, iar la ora 1 mă duc și mănânc, la ora 6 am niște puncte clare într-o zi, la ora 6 mă duc în oraș și scriu, de exemplu, între timp este destul de spontaneitate. Doar că abia în felul ăsta eu îmi permit să mă simt liber, știind că ajung într-un punct, nu sunt în derivă, nu sunt așa un lucru dus de val în permanență. Da, sunt utile reperele astea. Să le ai și ele, de fapt, te ajută să-ți menții o viață, până la urmă, echilibrată. Cum ni le construim? Cum ajungem să ne dăm seama că avem niște repere, ne putem folosi de ele și ne ajută pe termen lung? E un cuvânt destul de dur, la care foarte probabil mulți tineri și foarte tineri se strâmbe. Se numește disciplină. Eu mi-aș dori să fiu mai disciplinat decât sunt. Pe măsură ce am înaintat în vârstă, m-am mai disciplinat. De exemplu, spuneam cuiva pe vremea când eram student că eu nu am niciun program. Și că dacă acum vrea cineva să mergem undeva, mergem. Dacă vrea, vine altcineva mai târziu să mutăm mobila, mutăm mobila. Și totul e așa, la cum se nimerește totul în ultimul moment. Când m-am apucat de business, am ajuns să înțeleg ce înseamnă punctualitatea. Nici în ziua de azi nu sunt bun cu punctualitatea dimineața. Dar după ora 12 sunt punctual. Da, oricând. Dimineața am o problemă. Nu mă pot trezi. Toate am întâlnirile după ora 12. După ora 12, nu. Înainte e cu risc. Dar am pățit ceva de genul ăsta pentru că nevoia m-a obligat să mă organizez. Trebuia să mă organizez astfel încât aveam zile în care lucram, zile în care mă duceam și făceam vânzări. Mă duceam la clienți, mă întorceam, mai lucram. Și într-o zi mi s-a întâmplat să trebuiască să ajung la un client undeva în capătul Berceniului. Și l-am mai luat și pe un băiat pe care vreau să-l instruiesc și cu care să lucrez și cu asociatul meu, designer. Și să mergem. La un moment dat, foarte mare aglomerație pe undeva pe la Beroi Revoluției. Și îl sun pe om să îi spun că e posibil să întârziem vreo 10 minute și un sfert de oră. Omul nu venise la... A, zice, am uitat de întâlnirea cu dumneavoastră.
eu nu mai aveam cum să mă duc până la el pentru că era totul organizat astfel încât mai trebuie să mă întâlnesc cu alt client. Eu am, nu pot spune că am pierdut bani neapărat în dimineața aia, că era doar, era vorba de o discuție cu un client potențial. Dar poate aș fi lucrat în perioada aia sau poate doar aș fi stat liniștit și m-aș fi gândit, m-aș fi planificat mai bine următoarea întâlnire. În momentul ăla eu am realizat cât de important este să fii organizat, pentru că îi afectezi pe ceilalți când ești haotic, când nu știi de tine. Mulți oameni care mă știu din perspectiva asta ca scriitor și pentru simplu fapt că umblu des, ies aproape zilnic în oraș, lor li se pare treaba asta o chestiune așa boemă. Pentru mine boemia e asociată cu un soi de sărăcie arogantă. Ceea ce e frumos, dar nu neapărat în sensul ăsta. Pentru ei boemia înseamnă că eu fac ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu. Cam da, dar pot să fac treaba asta pentru că am o ordine. Oricum ar fi ea. Există ordinea asta și, să spun eu, nu trebuie neapărat să ți-o impui, să o împrumuți de undeva. O trăiești pe pielea ta și încet, încet îți dai seama cam care e ritmul tău de somn, de masă. Momentele în care dai mai mult randament, mai puțin randament, te monitorizezi puțin și ajungi să-ți construiești o disciplină care ți se potrivește. Pe scurt, începem să ne înțelegem pe noi. Da, mi se pare o chestie foarte tare în contextul în care noi ne planificăm lucrurile foarte bine și ne permitem treptat să fim rebeli. Cam asta am transmis. Trebuie, asta spun. Da, ca să poți fi rebel. Ne facem de cap, dar în mod calculat. Da, între timp ne facem de cap, dar avem acele momente, când am deadline, eu știu că am deadline peste 2 săptămâni, mă gândesc cât de mult pot să fiu rebel în perioada asta, nu mai mult de atât. Da? Și da, libertate limitată? Nu există libertate fără limită, deci libertate nu înseamnă lipsa limitelor, în niciun caz. Limitele sunt clare, nu există nicăieri în natura asta nemărginire, nicăieri. Doar, apropo de faza din film, numai pe dinăuntru nostru există nemărginirea aia absolută. Dar în afară, nicăieri. Sunt inclusiv matematicieni care combat relevanța infinitului în matematică. E Gauss, din câte mi-amintesc. Nu există nemărginire. Totul e mărginit. Ideea este ce faci între marginile alea și cum ți le delimitezi tu. Acum că spuneai mai devreme de... și de cei care vor să facă o facultate, nu-și dau seama ce să facă, sau ies din facultate, nu-și găsesc, sau ce faci cu viața ta și ei nu știu ce să facă. Problema, zic eu, apare de la alegere. Sunt prea multe alegeri. Oamenii nu știu să facă fața alegerilor și eu cred că treaba asta se întâmplă tot dintr-o necunoaștere de sine. Discutam cu un prieten la un moment dat despre cât de obositor mi se pare procesul decizional și de ce, de exemplu, după o zi întreagă de lucru în care mă gândesc că asta o fac așa, o fac invers, iau decizii de tot soiul, să mă întrebe acasă ce vrei să mâncăm în seara asta, nebunesc. Dacă trebuie să-mi iau și decizia de ce mâncăm în seara asta, nu. Și am constatat eu că e o chestie foarte obositoare. Și băiatul se mai este așa, din ce studiase el și tot în zona de economie a activa omul, și a spus așa, omul în momentul în care face o predicție, face în mod inconștient un soi de proiecție, e un efort imaginativ destul de inconștient, face o proiecție a momentului prezent relativ la poziția din viitor și el cumva în mintea lui acolo calculează cât de mulțumit va fi pe viitor de decizia pe care o ia acum. E un efort destul de greu. Inconștient. Da, dar te consumă. De asta sunt destul de puțini oameni care au decizii și oameni care preferă să lase deciziile pe mâna altora. Sau, pur și simplu, să dea cu bani. Cu cât ai decizii mai bune, cu atât, nu, pe viitor, vei fi mai încântat de ceea ce ai devenit, de ceea ce ești. Asta... De fapt, o să-ți asumi și mai tare. Da, și o să te bucuri de rezultat. Dar nu ajungi să ai decizii bune decât dacă iei decizii. Și vezi, asta a fost proastă. Eu cred că nu mai luăm asta decizii, nu. Sau luăm de prea puține ori. De ce spun e asta? Și mentalitatea noastră aici. Îți dau cel mai simplu exemplu. Chiar pe partea de profit, de alegeri când vine vorba, uite, de cumpărături, că ești în zona asta. E mult mai simplu să-ți întrebi un prieten, e mult mai simplu să întrebi un consultant în partea de vânzări, doamne, ce mi se potrivește sau ce face tableta X față de Y sau ce să fie mai bine asta sau asta, cum dau mai bine în fața prietenilor, decât să te uiți tu. Să zici, uite,
ăsta are ecran de 5-5, ăsta e, nu știu, e un pic prea scump sau e prea ieftin pentru ce îmi permit eu. Și atunci vine un omuleț care spune, uite, ăsta este cel mai nou. Nu e așa că ți se potrivește? Da. La fel se întâmplă, nu știu, e o concluzie personală. Cumva, și da, cu viața noastră. Dom'le, mie îmi place să fac treaba asta, îmi place să zicem să scriu. Și scriu foarte bine. Și scriu când am eu chef și oamenii mă apreciază. Dar uite, că au venit niște tipi care mi-au spus că aș putea să fac altceva din chestiunea respectivă, s-ar putea să câștig și niște bani, dar poate nu iau în cele mai bune direcții. Pentru că trebuie să scriu mereu la ora 3 dimineața sau pentru că trebuie să scriu despre X chestiune sau să nu mai scriu eu. Să scrie alții în numele meu. Sunt tot felul de variante. Deja, da, ajungem, da, da, sunt tot felul de variante care, asamblate corect, pot altera, dar pot și arăta viața de zi cu zi pe care o are un individ până în 30 de ani. Să îți găsești locul. Da? Eu, ca programator, da? am lucrat. Am făcut și testare, și suport, și programare, dezvoltare, și team leadership, și cumva analize de business, și vânzări, și arhitectură de soluție. Cam tot ce se poate face cât de cât cu legătura tehnică în domeniul ăsta în 10 ani. Dintre toate pozițiile astea pe care le-am ocupat, inclusiv partea de antreprenoria, da, în software, eu am constatat că cea mai potrivită pentru mine este poziția de specialist. De ce? Pentru că îmi oferă mie zona asta de autoritate și în același timp de puterea asupra software-ului pe care îl creez. Eu îl gândesc, eu îl construiesc și îl fac după mintea mea. Aici mi-am luat un soi de țeapă. Când m-am apucat să-mi fac firma, eu de fapt nu m-am apucat să fac o firmă ca să fac bani. Neapărat. Oricum trebuie să faci bani ca să trăiești, nu? Dar scopul, dorința care m-a motivat să merg în direcția asta a fost faptul că eu am vrut să fac softul așa cum îl simțeam eu că trebuie făcut. Și la un loc de muncă nu puteam, pentru că erau niște constrângeri acolo. Apropo de chestia cu scrisul, da? Eu am trăit-o cu softul. Erau niște constrângeri. Omul discuta cu clientul, eu trebuia să livrez niște treburi, nu se negociază. E ca în armată la serviciu, din punctul meu de vedere. E unul care zice, este responsabilitatea lui, poți să-i recomanzi, dar ce faci că e pe banii și pe responsabilitatea lui. E atunci când cineva spune, altcineva ascultă, altcineva transmite și unul, da, oarecare zice să trăiți, am înțeles. Nu-mi permiteam să-mi fac eu treaba după capul meu pe banii omului, nu? Că el mă plătea. Corect. Și atunci am zis, hai să-mi fac eu firma mea de soft cu clienții mei. Și într-adevăr am evoluat foarte mult. Am dezvoltat niște treburi foarte frumoase, am învățat o grămadă de lucruri. Dăm un exemplu pentru oamenii care, să zicem că nu știu, da, poate pricepe. După ani de zile am ajuns să colaborez cu o foarte mare companie românească. O companie cu aproape 1 miliard de euro cifră de afaceri. Da? Și oamenii ăștia aveau acolo o anumită categorie de programatori, mai old school, da? Care știau foarte bine SQL, de exemplu. Niciunul și lucrau pe proceduri stocate. Toți programatorii tineri fug de procedurile stocate și de partea de SQL. Sunt mai înclinați spre inginerie. Ăștia alți mai înclinați spre business. La început și eu m-am opus genul ăsta de lucru. Până la urmă am fost de acord cu ei că pe mentalitatea lor era cel mai potrivită chestia asta. Niciunul din... În software avem framework-uri. Un framework înseamnă un set de scule software care folosește într-o anumită ordine și după o anumită paradigmă îți rezolvă ție problema, ca să nu scrii cod de la cum scrie, să scrie la școală. Nu? Sunt niște chestii deja făcute, niște macroinstrucțiuni pe care le tot folosești. Niciunul din framework-urile de pe piață nu acoperea abordarea lor. Pornind, în schimb, de la framework-ul ăsta pe care l-am dezvoltat eu în an de zile, lucrând singur de nebun, practic se potrivea, l-am adaptat puțin pentru ei. Financiar, da, am stat acolo, bine plătit, ținut în brațe, răsfățat, ăla care a făcut și adres și toată lumea aveam așa un soi de imagine specială, ăla care a făcut framework-ul. Nu toată lumea știe, dar era o chestie interesantă și frumoasă. În schimb, pentru mine, ca realizare profesională, a însemnat enorm. Pentru că una este să-l folosești tu la tine în curte și alta este să-ți fie pus în practică de către o mare companie și să ai aplicații mari dezvoltate pe creația și pe conceptul tău.
Pentru mine asta a fost o mare realizare profesională, la care nu aș fi ajuns dacă nu aș fi muncit încet, încet în firma mea și firma și cu serviciu pe lângă la toată treaba asta. Și dacă nu ți-ai fi planificat fiecare activitate? Da, bine, eu sunt un om compulsiv, eu sunt un om de acțiune. Mă gândeam de curând dacă e mai greu pentru un om de acțiune să aștepte decât e pentru un om pasiv să acționeze. Mi se pare că e totuși mult mai greu să aștepți decât să acționezi. Adică, cel puțin vine partea de acțiune, asta e strâns din dinți, aruncat cu capul înainte, te-ai pus direct în situație, nu mai poți dai înapoi. Și vezi ce-s. Da, vezi ce-s. Așa când aștepți, când ai tendința de a amâna și de a amâna și de a amâna... Undeva crește și tensiunea. Da, cred, dar apare, zic eu, în zona asta apare acea tensiune care te face să te delași, care te consumă, de fapt, și te bagă într-un soi de depresie care îți cam taie avântul și energia, oricum nu aveai prea multă, că altfel făceai de mult. Și nu cumva îți vine alte idei între timp. Măcar să faci una dintre ele. Apropo de planificare, la un moment dat când m-am apucat eu cu firma, m-am apucat să citesc business, citeam Forbes, foarte interesant, mi se păreau cum erau prezentați toți mari CEO. Eram Jack Welch, mi se părea tare, zic, uite, până la vreo 35 de ani, trebuie să fac și o treabă asta. Nu știu, la mine sau aveai în altă parte, model. Da, aveam, acolo mă duc și eu. Mă fac CEO în 17 ani, nu? Sau cât, da, în 15 ani trebuie să ajung CEO. După ce am ajuns să văd ce înseamnă un CEO, mi-am dat seama că măi, eu firma mea, de exemplu, nu am făcut-o pentru bani, am făcut-o pentru software, pentru a lucra, pentru a avea un stil de viață. În momentul în care, adică, din punctul meu de vedere, un CEO nu mai are un stil de viață. Cel puțin unul care, într-adevăr, are în spate o responsabilitate serioasă, care duce o companie de sute de mii de oameni, nu mai, se pierde lifestyle-ul. Eu cred că aici am vrut, de fapt, să ajung și m-am răzgândit. Am zis, eu nu fac așa ceva. Și astăzi mi-am găsit zona mea de specialist. E foarte frumoasă. Ca antreprenor sunt prea afectat pasional. Adică poate aș fi bun ca patron de covrigărie. Dar ca patron de software nu pot. Pentru că eu mă gândesc la softul ăla. E în sufletul meu acolo. Avem o relație. Pui prea mult suflet. Da, nu pot. Nu pot să mă rup de anumite lucruri. Și atunci mi-e greu să lucrez obiectiv cu el. În ceea ce privește treaba asta cu planificatul și cu ce vreau să fac cu viața mea, cred că cel mai bine încă nu să ne orientăm, să ne gândim, vreau să mă fac programator, vreau să mă fac medic, trebuie să te gândești mai curând cum vreau eu să trăiesc peste 30 de ani. Vreau să stau cu chirie, nu vreau să stau cu chirie, vreau o casă, nu vreau o casă, vreau o nevastă sau două, sau nu vreau. Să-ți gândești stilul de viață și apoi să te orientezi, să te gândești, bine, ce joburi dintre astea care sunt peste tot mi-ar satisface mie acest stil de viață și dintre astea care îmi satisfac acest stil de viață, la care m-aș pricepe eu să o fac. Și atunci, deja munca încetează să mai fie un circuit de ăsta de luni-vineri. A, mâine luni, vineri. Apropo de faptul că nu mi-a plăcut școala, că asta m-a ajutat enorm, am urât-o din tot sufletul și din toată inima mea, am zis, eu nu o să trăiesc... E foarte important să specificăm asta. Nu te-ai lăsat de Nu. Asta, eu am avut tot timpul mentalitatea asta de soldățel. Am o treabă de făcut și trebuie să o fac. Văd eu mai încolo. Dar anumite lucruri trebuie făcute. Îi povesteam unui amic mai tânăr. Nu ne putem abține prea mult. De vreo 18 ani, îi spunea, măi, tu ești în etapa de soldățel acum. Dacă ești la golit, cad cu șiretul. Știi? Dar ce faci? Nu comentezi. Pentru că așa ești ofițer. Dacă faci mofturi, rămâi soldățel. Și ajungi ceea ce se numește adolescent întârziat. La 18 ani ai voie. La 30 nu prea. Ce ne facem dacă tot acest traseu, da, de când ne proiectăm și până când obținem, are alte beneficii pentru noi? Și îți dau un exemplu foarte simplu. Azi ai visat că vrei o casă peste 10 ani de zile, vrei o soție, două, nu știu, e explicația ta și îți aparține, nu pot să mi-o asum, dar undeva pe la mijlocul experienței, în excursia vieții tale, zici, bă, dar nu mi se mai potrivește ideea respectivă. Și se întâmplă mai ales în viața de studenție, când te duci la două facultăți, vezi că niciuna nu te reprezintă, termin facultățile, că doar nu te-ai dus degeaba sau te lași de ele, dar e o problemă tare, tare complicată. Ajungem din nou la ce spuneam mai devreme, ideea de fail quickly. E mai bine să o dai în bară. O dai rapid. În bară, dar dacă nu ai altceva mai bun de făcut?
Tot timpul e ceva, dacă nu ai ceva de făcut mai bun, tu nu, nu, mergem către toți tinerii care n-au niciun loc de muncă și au cel puțin 20 și ceva de ani și le spunem despre toate conceptele astea și ai să vezi că o să spună, prietene, nu e niciun loc de muncă pentru mine și fii atent că știu să fac ceva. Uite, eu de câte ori mi se pare, mă gândesc așa, că e greu, că n-am cum, că nu știu ce să fac, că sistemul, că nu prea am trebuit, am avut și eu ideile astea. Eu mă gândesc la Brâncuș. Brâncuș, care era un băiat de la țară, de în Târgu Jiu, care a zis, eu mă duc la Paris să îl văd, să-l cunosc pe Rodin. Și a plecat pe jos până la Paris, era 2 ani de zile și a făcut ceva dizenterie pe drum. Dar el s-a dus la Paris, pentru că așa a vrut el, a făcut asta. Nu a stat să gândească că eu n-am nicio șansă, că eu nu pot, că eu sunt un băiat de la țară. Nu așa suntem crescuți? Așa suntem crescuți aici. Nu știu cum erau lucrurile în Sinaia, da? Pentru că de acolo vii tu. Da. Poate cu mult mai bune decât în alte zone, dar per ansamblu, la nivel de cetățean care astăzi s-ar putea să se bucure de o zi de libertate, o libertate limitată. Dom'le, deci viața e crudă. Vezi că s-ar putea să nu-ți fie bine. Ai grijă, trage tare că oricum e sărăcie, e criză. Asta, criza din 2008, deja lucrurile... Știi despre experimentul ăla cu câinele și cu neputința învățată? Hai să-l auzim. Un câine a fost pus așa, într-o cușcă cu două talere, la mijloc un paravan, peste care se putea sări. Câinele era pus aici. I se administrau niște șocuri electrice, câinele sărea în partea cealaltă. Era curentat și aici și tot țupăia de colo-colo să fugă de durere. Asta este prima observație. Un alt câine a fost pus într-o cușcă cu un singur taler și curentat în ultimul hal. La un moment dat, câinele s-a dat la început cap de pereți, dar în final s-a pus pe burtă și a stat să încaseze șocurile. Acel câine care a rămas să încaseze șocurile a fost luat și pus în cușca cu două talere și curentat. Ce a făcut? S-a pus cu botul pe labe. Nu a sărit peste paravan, nici măcar nu și-a pus problema că ar putea să sară. Asta se numește neputință învățată. Un exemplu mai puțin dramatic decât ăsta, dar mai puțin științific, este cu elefantul care atunci când este pui, e legat de un țăruș, cu o sfoară. El încearcă să tragă de țărușul ăla, dar nu poate. Ulterior crește elefantul, ajunge cât un tractor și rămâne legat de țărușul ăla, pe care l-ar putea smulge în orice moment. Dar în clipa în care simte că s-a întins sfoara, se oprește. Eu cred că asta e marea noastră problemă aici în zona asta de lume. Suntem învățați că nu se poate și susținem cultural fenomenul ăsta. Nu se poate, nu se poate, nu ai cum. Și totul plasat. E de vină sistemul, Dumnezeu, tot timpul e altcineva, există un motiv pentru care... Am început care... să spunem că noi suntem vinovați. Dar eu cred că țărușul ăla nu zboară. Acel țăruș are nevoie de un pic de curaj. Și el, și elefantul, și toată lumea. Problema, revin din nou la problema asta cu câinele. E foarte greu să ne imaginăm niște lucruri pe care nu le cunoaștem. Este aproape imposibil. Așa, câinele la el nu-și imaginează că ar putea să se ridice de acolo, să sară în altă parte. Nu-și pune problema. Bun, și de unde ne inspirăm? Eu cred că e important să comunicăm unii cu alții, în primul rând. Să vorbim, să întâlnim oameni în alte situații. Nu doar să ne uităm să-i compătimim. Uite săracul, vezi? Da, ai așa o stare de superioritate. Bă, că dacă el e mereu ca mine... Parcă te bucur un pic de tine și zici, frate, oricât de sărac sunt eu, da. Sunt alții care sunt vai de capul lor. Mi s-a întâmplat, lumea tinde să înțeleagă treaba asta, în loc să schimbe cumva perspectiva. Am postat într-o seară pe Facebook un mic status. Eram într-un bar, nu prea îmi plăcea, dar eu tocmai cumpărasem un tutun nou de pipă și vreau să-l fumez acolo, să-mi beau cafea. Până l-am nimerit, acolo am intrat. O imagine asta foarte, foarte literară, de unde o să beai barmanii de clienți, într-un colț un cuplu de alcoolici, el și ea, nu prea vorbeau, undeva pe o canapea un tip cu un fes pe vârful capului și cu plovărul îndesat în pantaloni și un plasture pe nas. Și mă uitam așa, iar în vitrină se vedea Lipscaniu și toate domnișoarele care treceau pe acolo. Era o chestie de asta așa, aveai senzația că ești într-o antioază. Și am postat, zic, mă, uite, în tot localul ăsta bizar, așa, și cum ți l-am descris, ți l-am descris și acolo, realizez că, uite, totuși eu am o stare de bine și mi-e bine. Și locul ăsta m-a făcut să-mi dau seama că mi-e bine cu mine. Lumea a interpretat treaba asta ca exact cum ai spus tu mai devreme. I-am văzut pe aia mai amărâți și atunci eu m-am simțit superior în meschinăria mea. Nu era vorba despre asta. Era vorba că dacă te simți bine cu tine, te simți bine oriunde.
pentru că amărâția, practic, mi se rupea sufletul de ei. Că n-am trăit niciun sentiment de superioritate. Uite ce mare sunt eu și ce mii sunt ăștia. Din potrivă, ăsta cu plastere pe nas, la un moment dat tot încerca să împrietenească cu mine. Mă întreba, am stat de vorbă cu el fără nicio problemă. Era mult prea interesat el de mine ca să pot să-i mai povestesc eu, să-l întreb eu să-mi povestească câte ceva. Dar uite, așa, interacționând cu oameni, vorbind, aflând drame și povești reale, așa m-a părăsit prietena și sufăr un an de zile. Da, poate la 20 de ani e o dramă, dar chiar povesteam de curând. După ce am lucrat un an de zile un soft pentru o clinică de radioterapie, îmi pare rău, nu mi se mai pare o dramă asta, că te-a lăsat prietena. Nu. Când intri într-o sală de așteptare plină, da, așa ceva, când lângă tine în microbuz se urcă un tip de vârstă cu tine, pacient. Astea sunt niște lucruri să care ridică pielea, părul pe tine când te gândești. Și atunci, da, poate, nu cred că e vorba de abrutizare, că nu am devenit un sol de țel de la chirurgul care taie, dar ai alte repere. Altfel, parcă ți se face rușine să te baiți, că ți-e greu, că n-ai șanse. Când vezi ce înseamnă într-adevăr să-ți fie greu, să n-ai șanse, și mai ales atunci când vezi oameni care nu le-ai fi dat nicio șansă și reușesc să facă ceva. Sunt mulți sau sunt puțini? Eu cunosc două tipare foarte interesante și destul de spectaculoase. Nu vorbim de oameni, ci de tipare. Nu, de oameni. Eu practic un tipar mare, dar ei sunt doi oameni. Să cunoști două persoane... Ei sunt o chestie fantastică, tipar. Dar două tipologii deja... Nu tipologii, ei practic sunt un singur tipar. Okay. Sau eu cel puțin așa îi văd. Primul este un prieten de-al meu, pilot, care a fost din familie de muzicieni. A fost la un moment dat, pe la vreo 6-7 ani, a fost la un meeting de ăsta aviatic și a zis el să face pilot. Eu mă fac pilot. Așa. Bunica s-a zis că are o problemă la inimă și de atunci că nu se poate. Omul a dat înainte cu vioara, foarte bun pe vioară, ambițios. A ajuns pe la vreo 20 ceva de ani să predea undeva prin America la o facultate și a ajuns în gaz de la o cardiologă. Pe la vreo 25 de ani omul a descoperit că nu avea nimic la inimă. Prin urmare s-a făcut pilot. Acum cred că sunt aproape 10 ani mai târziu, omul este comandant pe Airbus. Da? Da. Se poate. Și a lucra, mai făcea și mai cânta și cu vioara, a lucra în Florida sau în New York, a lucrat și pe aeroport în Elveția. La un moment dat de follow me, adică un om care a vrut să facă ceva și dar care a fost atras motivat de... în același timp. Avem nevoie de planificare, avem nevoie de motivație, avem nevoie de... Și la 25 de ani s-a apucat. Dar eu cred că avem nevoie și de oameni buni alături de noi. Nu știu cât de acord ești cu treaba asta în zi vis-a-vis de faptul că tu poți să-i spui softului ce să facă și el execută. Ai nevoie de susținere, dar susținerea apare atunci când începi și acționezi, când începi să faci ceva, apar lucrurile. N-ai idee câte lucruri am făcut în emisiunea asta, dacă am și inspirat 2-3 tine, deja e lucru mare. Ai o zonă de offline, ai o zonă pe care s-ar putea astăzi să-i zicem, da, domne, e un lucru obișnuit sau încă mai vedem așa ceva. Dar peste vreo 5-6 ani de zile s-ar trebui să te caute 2-3 oameni să facă un documentar cu tine. Dacă rămâi pe stilul ăsta vechi, dacă rămâi pe lucruri, presupun ceva mai palpabile, pe care le putem păstra, care dacă le deschidem astăzi și le deschidem și mâine, nu ne dau vreo eroare stupide, zicem, frate, de unde a pornit? Ia, vreau neapărat, astea sunt, cum se numesc? Manuscrise. Nu, dar când le cumperi, ce sunt ele? Carnete? Notițe, carnețele carnete, de notițe, da? Ele sunt deja scrise? Unul parțial, unul complet. Vreau să-l văd pe ăla care pare a fi cumpărat într-un stil învechit, da? Cred că e vorba de... E de la Tutunul din Gheozdan. Ăsta e al treilea, e manuscrisul celui de-al treilea roman. Asta e un fel de explicație ca să dea omul și mai mulți bani. De la Tutunul din Gheozdan lucrurile, uite, au ajuns în felul ăsta. Bine, asta nu e de vânzare, da. Deci nu e de vânzare, a crescut și mai tare prețul. Da, frumos. E altă strategie de vânzare. Bun, hai să vedem. Dai seama că nu parcurgem acum gândurile tale. Nu e de parcurs. Dar de a răsfoi un pic, de a înțelege că dincolo de toată construcția ta pe partea de programare, ai și, nu știu, lucrează până la urmă o altă zonă care se pare că îți dă rezultate. Eu te-am întrebat în pauză, dom'le, dar câte foi ai rupt? Și tu mi-ai spus, păi stai puțin că am ceva experiență, nu trebuie să rup. Din când în când mai tai un nu și îl transform în da, dacă am atât. Foarte pe scurt, că suntem la final.
Am descoperit că pot scrie până la capăt o carte dacă o scriu de mână. Și m-am ținut de treaba asta. Toate cărțile mele de până acum sunt fix un carnet dintre ăsta roșu cu 240 de pagini. O chestiune mei, limitată față de partea de online, unde poți să scrii câte țin degetele și tastatura. Absolut, da. Bine, acolo, de fapt, de-aia nu prea există limite. Asta e frumoasă informatica. Tot ce hardware-ul e limitat, deja nu mai avem probleme cu asta. Mai băgăm niște RAM, întotdeauna funcționează. În ceea ce privește scrisul de mână, a și din nevoia de palpabilitate, tocmai din lipsa de palpabilitate a softului. Când, asta e un lucru pe care pot să pun mâna. Pot să mă uit la el, să văd ce am scris, cum am scris. E un pic mai greu să comentăm, e mai greu să ne luăm și noi anumite notițe, să dăm un print, să dăm share pe Facebook. Știi despre ce vorbesc? Da. Sunt lucruri palpabile care rămân pentru noi, dar nu sunt împărtășite. Și dacă nu sunt împărtășite, s-ar putea ca nici partea de profit să nu existe. E mult mai dificil în prezent să cumperi o carte din librărie. Poate că ești cu mult prea plin de romantism, mai niște rădăcini culturale, dar e mai simplu. Domnule, am descărcat PDF-ul sau hai că am cumpărat și e-book-ul ăsta să fie sănătos, am parcurs, la revedere. Astea sunt foarte aproape de istorie. Ceea ce faci tu, deși pare a fi un fel de tatonare, îți spun că nu este chiar adevărat. E o treabă de eficiență. E și eficiență, dar e și zonă de offline, dar e și zonă de amintire. Mâine, poimine, ori să te întrebe, astea sunt precum dischetele. Știi că, tu știi ce făceai? Aveai 10 dischete și îți instalai softul pe calculator. Deci dacă, Doamne ferește, să strica vreuna, da, era complicat. Cam așa o să fie perceput. Ai, frate, pe bune, deci vreau și eu să am ce văd pe internet. Hai să avem o concluzie în emisiunea de astăzi, că tot e 1 mai, vine cu weekendul și parcă e păcat să nu le spunem oamenilor cum să-și planifice binele. Să aibă acel profit care ține oarecum și de emoție, poate să țină și de partea bănească, dar să nu ne obișnuim să ne uităm la un cont și cât de mult putem să câștigăm, ci să avem zona noastră de trăire. Hai să încep cu partea pe care aș lua-o ceva mai în serios și a recomanda ideea asta de reper. Eu am imaginea farului de coastă, da? E farul de coastă. El e acolo. Tu știi că e într-o direcție, ieși cu barca, te duce valul cum te duce, încerci tu să-ți iei acolo bărcuța pe valuri. Dar simplul fapt că ești tot timpul cu ochii pe farul ăla și există acel reper, îți dă posibilitatea de a rezista și, în primul rând, psihic. Și în viață e mai complicat să reziști psihic decât fizic. Iar când vine vorba de profit, indiferent de situație sau oricum sau de business, aș încheia cu un citat din Gheorghe Hagi, care este foarte relevant pentru contextul nostru: să fie bine ca să nu fie rău. Cătălin, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Acum, pentru cei de acasă, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să le complicăm, dar într-un mod organizat, să le și înțelegem. Și mâine, poimine, să nu ne pară rău. Domnule, am stat de 1 mai, ne-am văzut cu băieții, am avut și un mic, am avut și o bere, dar nu s-a întâmplat nimic mai mult de atât. Poate să avem o conversație, poate să avem un plan, poate să ne autoevaluăm, să spunem, uite, astăzi lucrurile erau așa, mâine să fie mai bune. Pentru mine, vis-a-vis de mine, raportate la mine. Johnson, ne auzim și luni de la 17:30. Până atunci, numai bine. La revedere!